A fost un an pe care nu o să-l uităm niciodată. Un an pe care nici istoria nu o să-l uite. Poate că în viitor elevii vor învăța la școală despre pandemia din 2020 și despre efectele profunde pe care le-a lăsat în istoria umanității. Până atunci însă, sărbători fericite. La mulți ani, cu sănătate și cu multă speranță. Și poate cu mai multă preocupare pentru demnitatea fiecăruia dintre noi și pentru responsabilitatea care ne vine din calitatea de cetățeni ai acestei țări. Vă aștept și în 2021, la garantat 100%, pe TVR1, să discutăm despre mulțimea de chipuri pe care le poate avea cultura și să cunoaștem oamenii care ne inspiră. La mulți ani! O să fie bine!